Salut! Și bine v-am găsit la un nou live pe acest canal. Eu sunt minunatul Ciucan Claudiu, după cum bine știți, sper că nu m-ați mai văzut în pălăria asta. Nu știu, arat foarte ciudat și nu-i nimeni pe live, momentan. Da. Eu curioz la cine intră. Spun și o muzică pe telefon. Eu un plan avea ca în seara asta să nu fac live, ci să mă joc cu Angel Roblox, da? Am ajuns târziu acasă și el n-a mai vrut să mă joace. Și hai să fac și un live. Da, văd că încă nu intră nimeni. Dar comentariile oare mi se pun, mi se arată automat aici? Nu știu. Ia să văd dacă arată comentariile. Îmi pun un comentariu singur. Nu știu, la întâmplare n-am nici mai vagă idee. Pe un live cu fața mea de pe anul ăsta. O persoană nu se uită. Forță. Mă văd bine. Adică, măcar un like. Hai două, să nu fii cool. Oh, salut, Retard Human. Da? Cum să nu? Hai. Mă mir cum mai intrat cineva pe live-ul ăsta, adică, na, ce să zic. Și mâine tot cu școala. Eu în clasa nouă, ce să mai zic. Apropo, tu, Retard Human, în ce clasă? Dar nu știu, te cunoșteam de undeva, dar nu mai știu cine. Nu știu, mi-ai zis tu. Nu știu, te cunosc de undeva, dar nu știu de unde. Nu știu, pana aia. Dacă sunteți, de exemplu, din dacă sunteți în clasa 9 sau mai sus, știți că orele sunt orele și materiile sunt mult mai complicate și în cazul meu, cum sunt la 9, este mult mai complicat. Da. Ce să zic? În două zile am făcut 100 de vizionări. Forță. În 3 zile. Ceea ce mi se pare super tare. Da, și voi mâine vă duceți la școală? Microstate? Dacă vă întrebați, eu mă duc, adică, na, decât să stau acasă degeaba. Oricum, aveam niște ore foarte proaste, adică numai sportul la care stau degeaba, pur și simplu, și nu fac nimic, ca și nici pe telefon nu l-o stăm. Sau matematică, sau M1, M2, ales. Aia că sportul mai e o minge, mai este. Dar eu mă plictisesc la sport, de exemplu. Și nu știu dacă este și la voi la fel, dar la matematică și la module este cam urât. Materie de cum mă plictisesc, na. Mie am văzut că apare, nu-mi dă deloc comentariile pe telefonul ăsta de pe care fac live și trebuie să mă uit. Salut, Angel. Și trebuie să mă uit de fiecare dată în telefonul ăsta alt ca să văd comentariile pe care le puneți. Forță. Angel, dar tu nu te culcai la ora asta? Zic, nu știu. De câte știam eu, parcă te culcai la ora asta și, na. Oricum nici eu nu stau mult, că, na, probabil că o să mă, de fapt, cât e, aproape 9 ceasul, mai stau. Nu e ca și cum, Angel, tu știi deja, eu mă culc pe la vreo 1-2, dar n-aș vrea să fac live până la 1-2, că, na, nu cred că s-ar uita
vreo persoană de pe live până la două noapte sau una noapte. Bine, și eu desigur că m-aș plictisi. Și așa, nu știu, nici nu știu dacă o să-l țin vreo 30 de oră live-ul. Mă țin așa vreo jumătate de oră, maxim 30, da, cred că maxim 30 de oră. Bă, mă gândeam și eu acum câteva zile să fac live, să fac live, doamne, să postez, să fac videoclipuri pe laptop și să le postez. De postat, bă, aș putea să le postez, dar de făcut nu prea pot. Ai un foc? Am, cum să n-am eu foc? Eu să n-am. Nu a rămas niciodată fără un foc, adică e focul, asta, țigara e la ordinea zilei. E ceva de... E mai rea ca telefonul. De ce ai retras, mă, Angele, mesajul? Aia cu ai un foc. A, trebuia să distribui live-ul tău, dacă te-ai prins la ce mă refer. Da. Și tu, Angel, la cât scapi mâine de curiozitate? Sau ai practică? Mai nu, eu aștept cu nerăbdare practica aia, dar nu tocmai după săptămâna aia, săptămâna școală altfel, pana mea, mai trebuia. Da. Da, și ce vă ziceam, de la 12:30 scap. Deci presupun că mergi cu trenul de 1:30, cred eu. Sau, nu știu, pana mea, n-am idee. Da. Nu știu, cu tren de, cu cursa de 3:30, așa că ca te prieteni să mai facem și noi o caterinca acolo, una alta. Da, tu, la 3:30. Deci eu trebuie să vorbesc mai încet, că pe telefon mi-apare pur și simplu mesajele mai greu, mai reluare, nu știu. Și ar trebui să vorbesc mai încet ca să-mi dau și eu seama la ce idee vine comentariu. Super tare, numai tu ești Angel pe live. Forță. O, se aude muzica de pe fundal? De curiozitate? Mă gândeam așa să fac live-uri în fiecare seară. Live-uri, ori cu jocuri, ori cu fața mea. O, stai, am scăpat un gheara pe telefon. Să fac așa, cu cameră sau cu jocuri, da? Nu știu dacă o să fac fiecare seară. Mă gândeam de mult timp să fac asta, dar nu știu dacă o să fac asta. Bă, și aveam o idee în cap azi, că na, am văzut că este drag de an de Adina, nu știu dacă știți unul dintre voi, dar am observat că multe persoane o cam îndrăgesc pe Adina și azi am fost la ea. Bă, și vrei marihuana, normal, cum să nu vreau, dar și la gram, de la, cum se spune, la plic, la gram, nu știu cum e pe la tine, ca să îți zic. Da, și am fost la ea, bă, și mi-am dat seama să fac un live. Știu că voi ați fi vrut. Da, na.
Dar acum, dacă doriți, jucăm, mai jucăm seara cu ea PUBG, dacă vreți să jucați cu noi, cu mine și cu Adina, și să... La gram, forță! Așa, vreo 5 grame, așa, de început, cam atâta. Da. La ce mai cântăm muzica? A, gata. Mai mișto sunt melodiile astea decât aia care era înainte. Asta îți dau și la comentarii să văd ce mai scrieți. Da, și câte absenții ai? Bă, 4 sau 5, undeva pe acolo, nu știu exact, dar ori 4 ori 5. Oricum, vreau eu să nu trec de 10, sub nicio formă, nu vreau să mai fac. Bine, eu aș vrea să fac foi în acelea pentru motivarea absenților și oricum va trebui să fac. Și așa trebuie să caut o foaie de la control de la ochelari. Nu știu dacă ți-o zis, dar eu port ochelari de câteva zile. Nu e ca și cum numai Angel este pe live, dar zic așa ca fapt divers. Să știe toată lumea. S-a trezit multă lume. Că ce, Claudiu poartă ochelari? Mă, din câte se pare, da. Exemplu, Larisa l-a întrebat pe Rusu că, na, pe mine nu putea să mă întrebe direct, dar, na, întrebase-l pe Rusu că Claudiu poartă ochelari? Nu, nu poartă. După aia mi-a scris că i-a spus la Caterinca și că o să-i scrie că port ochelari. Da, mai vorbesc așa cu Larisa, dar nu sunt cu ea. Cam un pic mai încet. M-am blocat-o pe Messenger, știu, pe Instagram n-am blocat-o, nici nu știu cum se blochează. Și mai vorbesc cu ea din când în când pe Instagram. Mi-a făcut o notificare. Luni se preconizează ploi. Nu vede forță. Super tare. Nu știu dacă l-ați văzut, Angel, tu cred că nu l-ai văzut, sau nu știu, poate ai văzut de undeva, pe dragul nostru dirigente de sport, care, stai să mă ridic mai sus, care se plimbă cu motoreta. E criminal videoclipul, e forță, dar mor de râs că el e în tricou și zici că e țigan, să-mi bat cealaltă. Dar cum e forță. Dar nu mai știu la cine. Cum mi se zice? Nu știu cine mi l-a trimis. Ah, Denisa. Stai, mă, așa. De ce eram pe Instagram? Messenger sau pe Instagram? Ia uite-l, mă. Dar oricum nu cred că se vede mare lucru. Stai să dau un state un pic mai încet. Oricum, Angel, dacă vrei, ți-l trimit. Ia, nu știu dacă se vede. Dar nu focalizează. Auto la ea. Și cu porcul. Forță. Dar nu se prea vede. Dar oricum, cât am stat la, nu știu dacă știți, dar am fost la ziua lui Adina, cealaltă verișoara mea, nu Adina la care am fost azi, ci alta. Am fost la ziua ei și de la ziua ei am aflat. Dă-mi și mie. O să-l trimit, deși ți-l trimit chiar acum. Dacă tot n-am ce face,
Dar oricum e forță. Dar e așa comic la videoclip, la filmare, face, ei, salut! De-astea foarte ciudate. Da, și lumea care se întreabă că, că am observat că am primit foarte multe comentarii că ori sunt cu Adrian Matrache, mai ales la ziua lui Adina. Mă, din câte se pare și din câte observă puține persoane, nu sunt cu Andreea. Și cei care, nu știu care e Andreea, Andreea Matrache. Nu sunt cu ea. Vreți să vă mint? Nu sunt cu ea, n-am ce. Mulți observă că vorbesc foarte mult cu ea și de asta cred că aș fi cu ea. Nu, nu sunt. Angel, ți-am trimis videoclipul. Da. Vai, deci mă gândesc mâine că trebuie să mă duc la școală să-mi bag picioarele, că n-aș merge să-mi bag picioarele. Mai zic că mă gândesc că trebuie să mă trezesc de la 5. Băi, la 5. Băi, treabă criminală, pur și simplu, criminală. Păi dacă mă întrebați ce fac eu de la ora 5, păi vreți să vă explic? De fapt, nu chiar de la 5, de la 5 jumate. De la 5 jumate până la 6 stau pe telefon, de la 6 încolo mă pregătesc de școală. Păi dacă chiar trebuie să mă și să văd ce ore am mâine ca să-mi pregătesc caiete. Dacă, nu știu dacă știți, dar eu nu prea îmi fac caiete la materie. De exemplu, la M1, stai așa. M1, M2, M3, religii, istorie, chimie, oricum vreo 7 materii, eu n-am caiet. Și după ce apuc, nu contează. Și am primit și eu, bine, aveam caiete, dar azi că dacă tot am primit pe astea mai nerupte, na, și mai noi, dacă vă întrebați de ce le-am rupte, păi nepoatele mele le place să deseneze și să distrugă diferite chestii și caietele mele au ajuns să fie... Na, și am primit niște panorame de caiete, bine, zbune așa cât de cât, și am zis să-mi fac și o caiet de module și de istorie, de logică, ce mai trebuie. Da, forță! Oricum, eu am un tank plin de caiete, un durac, un tank cam, nu știu, cam așa, nu știu, eu, oricum e peste vreo 20 ceva de caiete, dar pur și simplu milenii să-mi fac și dacă îmi fac, dacă se întâmplă, Doamne ferește, să-mi fac, a doua zi nu-l mai găsesc. Dacă, Doamne ferește, scot din geantă vreun caiet, a doua zi nu-l mai găsesc. O să-l pun și la capul meu, că toată zi nu mai găsesc. Trebuie să fac ceva prin cameră, să mă uit pe laptop sau ceva, nu știu, să fac curat sau chestii de astea, că și se pierde. Și așa, ce caiet aveam? Caiet de matematică. Mi-am făcut caiet că, după cum știți, am luat un 2 și un 3 la matematică. Da, și am fost nevoit să fac caiet, că altfel aș fi rămas cam prost la matematică. Și mi-am făcut caiet cu toate lecțiile, era o durere de cap. Câteva ore am zis că urlu. Și da, dacă am scris cred că jumătate de caiet ăsta mic și ziceam că nebunesc. La un moment dat mi-am pus și muzică ca să mai... mă calmez. Bă, și acum, nu știu, ce dracu, după vacanța asta nu mai găsesc. Nu mai găsesc caietul. Încă, culmea că am găsit caietul de chimie. Caietul de chimie și caietul de matematică au coperta fix la fel și ei sunt la fel de rupte și vai de capul lor. Și de câteva ori am luat la matematică caietul de chimie.
Bă, și s-a întâmplat de câteva ori să ceară caietele. Bă, și spre surprinderea mea, nu mi l-a cerut pe al meu. A cerut, nu știu dacă știți, dar la noi la matematică nu ți ții nimic dacă stai la începutul orei pe telefon. Dar dacă stai pe telefon și până la sfârșitul orei și nu scrii nimica, îți pune 2, cum mi s-a întâmplat mie. Și da. Și s-a întâmplat de câteva și la mine și mi-a învățat lecția până în semestru 2. De fapt, am încerc să respect tradiția și să nu umblu cu telefonul. Mă, și unii pur și simplu n-au... Nu interesează că rămân cu urgenți sau chestii astea. Și... stau telefonul toată ora. Bă, și prins câte un, doi, câte un, astea. Bă, și zice, doamna, bă, puteți stați pe telefon. Da, stai pe telefon și dacă stai pe telefon și în același timp și scrii, bă, e altă poveste. Dar dacă nici nu scrii și stai și pe telefon, e... n-ai ceva. Faci ori... am observat că în primul semestru îți spunea 2 sau 3, 4 dacă aveai și caietul la tine, dar eu cum nu făceam caiet, aveam 2 și 3. Și... stai că stai scaun. Mă rezem de el. Și... na, ei cum nu aveau caietul, era... Am colegi în clasă care au câte 5 de 2. Da, vă dați seama că ea nu mai trec în veci. Trebuie să facă, cred că, 5 ani de școală ca să treacă. 5. Păi vreo 8, 9. Dar nu-i mai primești la școală. Nu-i mai primești la școală. Ce dracu. Am unii care nu au venit de la începutul anului. Undeva prin Anglia, Angela, că te-ai prins, aia, fata aia care ziceam eu că a plecat prin Anglia. Forță mondial. Are vreo 200 și ceva de absenții. Dai seama că... nu știu, dar cred că în curând o să și exmatriculezi, deci... na. Dar noi se mai face cu chestia aia. Dacă ai peste 10 absenți, scade-o până la purtare. Dacă ai peste 30 de absenți, scade... na, nu ți se mai dă bursa pe 3 luni sau nu mai știu cum era cu aia, cu 3 luni. Dar mi-a spus doamna dirigintă că de la pana mea, de la 1 februarie sau 1 ianuarie, nu știu, pana mea, ci că la 10 absenții scade din alocație și din bursa aia nu știu ce se va întâmpla, ci că, de fapt, nu, ci că, nu știu nimic de bursă. Alocația scade cu 30%. Nu. Dacă faci 20 de absenți, ci se pu. Dacă ajungi, dacă faci până în 20, nu, dacă atingi 20 de absenții, ci se scade 30% din alocație. Și dacă treci de 20, ți se scade toată alocația. Deci este criminal. Bine, mie nu mi s-a întâmplat să mi se scadă alocația și nici n-aș vrea că, na. Adică mai degrabă stau la școală. Bine că mare parte nu fac nimic la ore, dar să am și eu acolo, să primești și eu, că, na, au banii merg folosiți la ceva, adică nu lăsați așa la stat să le vină înapoi la parlamentar, la prietenii noștri parlamentari. Și așa, nu știu dacă ți-a auzit, dar s-a mărit alocația, ci că s-a făcut 1,5 milion sau 1 milion, nu știu, ori 1,5 milion, ori 1 milion, nu știu exact. Dar este că eu nu m-am uitat la comentarii, am uitat. Dar oricum, auzisem într-un timp că se face 3 milioane. Într-un final am aflat că nu se mai face 3 milioane, deși nici cu 1,5 milion, nu știu sigur. Da.
Oamenilor, dacă ați mai scris vreun comentariu, uite, am primit și un comentariu pe Facebook. Ai de mă, telefon. După cum știți, telefonul meu e cam, are ecranul cam... Dar l-am scăpat pe greșeală și aia s-a desprins ecranul. Da, încă mai merge. E funcțional. Bă, cam ești picioarele. Da, așa că la mine e mai complicat așa, stai, nu ți-așa. Aparent, n-ați mai pus comentarii. Aparent. Da. Bă, cred că o să opresc aici live-ul. A fost cam micuț, adică de 26 de minute și așa până când fac eu outro ăsta, cred că mai durează vreo 2-3 minute. Dar, da, vă urez o noapte cât mai frumoasă împreună, împreună cu cei dragi sau cu cea dragă. Și, da, vă aștept mâine la un alt live. Sper eu mai mișto decât ăsta, dar, da. O să găsesc eu un alt cadru mai mult, mai bun, adică eu am, pana mea, e pus telefonul pe birou și e la un perete. Oricum, sper eu ca în live-urile următoare, sper să aduc și niște invitați. Dacă v-ați prins, poate aduc și pe Adina. Nu știu, n-am nici cea mai vagă idee. Și, da. Ne vedem mâine la un alt live. Și un like, un share, un subscribe, comentariu, share, abonare și alte minuni de genul ăsta. În sfârșit mă uit și eu la cameră. Eu am telefonul pus invers și, na, de fiecare dată mă uit invers și, na. Ok, v-am pupat. Ne vedem mâine la un alt live. Pa, pa.